Ram-pa-pa-pam, ce ai făcut astăzi? Păi astăzi nu l-am dus pe Paul la grădiniță la dimineață, pentru că a fost răcit weekendul ăsta și Irina l-a întrebat dimineața asta, vrei să mergem la grădiniță, el simțindu-se mai bine. Uh-huh. Și a zis nu, ceea ce după weekend să fim serioși, cine vrea să meargă la muncă, cine vrea să facă ceva după sfârșitul de săptămână în care ai stat, n-ai făcut nimic, știi? Da, da, nu se aplică cazul ăsta la noi. Cu întrebatul, da, e ce, adică te sună șeful luni dimineață, vrei să vii azi la muncă? Da, exact, și eu serios mă uitam la ea și ziceam, da. Bă, da, ai uitat că ne place să fii la grădiniță. E, și a fost pentru faza asta un calvar. Un calvar de dimineață, a fost mofturos, plângea la calculator, bătea așa în ecranul calculatorului. Aoleu, aoleu. Am întâlnit astăzi cu cineva cu care nu mă mai văzusem din Buzău, de foarte mult timp. Și ce faci, nu știu ce, și zic, bă, de cu asta, cu spectacole, și ce, bă, da, uite, foarte mișto că ești din categoria de oameni care și-a urmat visul. M-a făcut așa, m-a bunit puțin. Bă, nu, e o altă categorie de oameni care par, adică eu am o meserie la care ai putea atașa chestia asta. Da. Că bă, ți-ai urmat visul. Bă, dar nu e cazul meu. Hai să zic o chestie, nici la mine n-a fost vis, mă, asta. Da. E o chestie la care mă pricep și îmi face plăcere, este o diferență, dar nu vis. Da, nu m-am trezit niciodată, bă, stand-up. Da, da, da. Trebuie neapărat să mai muncesc un pic ca să fac stand-up. A venit unul atras de mine, frate, a venit exact. Goga atras de mine, bă. Vrei să... Eu știi că n-am vrut prima oară. Știu, dar nimeni n-a vrut prima oară. N-am vrut să urc, frate, a fost... Da, știi cum e, consumul de câteva pahare de vin și bere. Hai, frate, să mă urc pe scenă. Ce poate să se întâmple rău? Era și nivelul foarte jos atunci, toată lumea credea că se poate. Da, să zic, n-a fost niciun... Că după aceea am început să am coșmaruri cu stand-up-ul și că oamenii nu râd. E altă treabă, dar n-a pornit dintr-un vis. N-a pornit să fiu, Doamne, ce fain ar fi să fii actor sau... Da. Nu. Vezi că oamenii cred chestia da. Asta. Sau, mă rog, știi cum cred eu că se întâmplă chestia în politică? Ca să intri în politică, bineînțeles că la un moment dat, bă, trebuie să fii un om foarte puternic și stăpân pe tine. Doar că sunt vulnerabilitățile acestea, slăbiciunile omenești, da? Și n-ai de unde să știi cum o combinație dintre asta, unul cu experiență îl ia pe ăsta mai prost, mai tână, mai nu știu ce, îl duce la fete pentru a ha-ha-ha să ne distrăm gaci și nu știu ce, poze, compromis. Îl are la mână cu orice, îți dai seama că se întâmplă chestii de genul ăsta. Am niște poze cu tine așa, n-ai cum să intri că ești compromis. Bă, da, stai puțin, că nu e ok, dar am crezut că e distracție, asta nu înseamnă că în politică e așa. Îl vine unul, hai frate să facem un contract, crede-mă că e legal, îl ia pe ăla că e mai prost, că vrea să bage în politică, să-l aibă la mână, are o chestie de genul ăsta. Toată lumea se are, pe toată lumea din punctul ăsta de vedere, cu ceva acolo. Nu cred că e un politician care să fie corect. Și Nicușor Dan, cu fața lui de înger. Ai văzut cu pălăria și cu pălărung? Nu? Eu cred că are ceva... Adică nu poate să intre. Dacă n-are ceva murdar, nu poate să intre în politică. N-are cum, nu-l susține nimeni. Tu îți dai seama, toți să te reagă. Ce fel de politician ești tu, mă? N-ai furat nimic, n-ai niciun contract dintre asta să te... Ți-e rușine, mă, să vii așa tu. Tu știi ce facem noi? Tu știi ce e politica? De asta el merge către oameni. Ce vorbești, mă? Oamenii niciodată n-au avut niciun cuvânt de spus vreodată. Mulțime. Niciodată n-au avut. Da, știu că ești one track minded astăzi. La Alba Iulia, când s-a făcut acolo, unirea de la Alba Așa. Iulia. Mare interes la mijloc. Erau băieții șmeche, facem cumva cu Austria, cu toată treaba, cu Ungaria. I-au adunat pe proști de acolo. Noi suntem români! Noi suntem români! Și în timp ce se întâmplau chestiile astea, se făceau mișmașuri. Descoperise nu știu ce cărbuni pe acolo, pe sub... Le-au canalizat atenția la Marea Unire și au făcut o armată cu... Ar trebui să predai chestiile da? La 80 în școală. La cursul de paranoia, da, paranoia exact. Istorică. La orice subiect, asta, bătălia, Mircea își bea, hai mă, lasă.
Laș. Așa să fie, da. Asta să fie, hai mă, Laș. A fost șmecherie, băi, a zis și cu Mircea, era o tovară. Băi, dar până la urmă, băi, vrei să zic fost o chestie? Odată, a fost un contract pentru săbii și scuturi, da, care exact. Ei și-au tras niște mii de galbeni. Au făcut cu o firmă, așa, contractată, amândoi și aia a fost. Da. Au comandat ăia 200 de mii de câtă frunză, câte arbă, scuturi și săbii. Exact. Și au plus tras că toată faza asta cu Vlad Țepeș nu a fost omul nicio chestie. Avea un contract cu o firmă de zidării și a ajuns la putere ca să-și construiască exact. Cetatea aia. Te de la... cât dădeau pe lemnul ăla de la țepe, că era o grămadă de buștine acolo. Avea o firmă, se m-a asemnat cu o firmă dintre astea de țepe, turcească. Mă, Laș cu astea. Cu ăla, de făceau a venit romanii, știi, că primul drum ăla făcut, pe la Transfăgărășan sau Transalpina, de atunci a început șmecheria cu drumurile. Da, exact. Și asta așa a fost și toată faza. Au băgat conflictul dintre daci și romani, că nu știau cum să facă, să aducă romanii firmele lor de termopane și drumuri și să facă românii daci export de vinuri. Hai, frate, serios. Rezolvat. Totul e vorba de contracte. Punem, exact, mai punem botul ăla de astea așa. Și s-a lăcomit Decebal că a fost, frate, nu-mi convin datele contractului și romanii au fost, frate, ai semnat aici, că dacă nu, îți luăm țara. Îți luăm Dacia. Mă Laș. Știi ce formație asculta Vlad Țepeș înainte să-i tragă Led Zeppelin?